Domnule Ciolacu, am să mă adresez Cologdia. Bre, matale știi și tu că ești cam detestabil. Dar asta nu înseamnă nimic în politică. Majoritatea politicienilor sunt detestabili. Ar fi ușoară treaba de cetățean dacă doar i-am tăiat pe ea detestabil de pe listă și a mai rămâne cu ceva. Problema e că ni se prezintă un insectar de detestabil și trebuie să calculăm care dintre ei este cel mai puțin detestabil. Și aici intră fix strategia ta electorală. Vrei să fii răul cel mai mic și în același timp răul cu fruntea cea mai mică. Vrei să pui stabil în detestabil. Asta e schema. Matale, sper să nimerești în turul 2 cu Simion și să te considere poporul răul cel mai mic. Că ăsta e visul tău de mic. Erai la masă cu rudele și când te întreba un unchi: Marcele, ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Tu răspundeai: când o să fiu mare, o să fiu răul cel mai mic. Când ești pe tron și vezi că n-ai hârtie igienică, o șosetă e răul cel mai mic. Asta vrei tu să fii. O șosetă a poporului care și-a dat seama că nu mai are hârtie igienică și nu vrea să se umple de rahat. Nu mi se pare o opțiune demnă, dar dacă asta ai ales tu, nu te judec. Din păcate, ai apărut în politică în momentul în care eu încercam alte hobby-uri și activități și sincer speram să fie o leacă mai efemer. Nici nu înțeleg cum ai ajuns președinte PSD. S-a ridicat Dragnea puțin de pe scaun să se ducă până la pârnaie și ai fost primul care s-a pus pe scaun în locul lui? Sincer, semen puțin cu un fel de Dragnea mai de la periferia unui sat, așa. Aceeași vrăjeală miroasă în care mă simt luat de prost, gagică cu 20 de ani mai tânără, luată puțin uzată de la Robert Negoiță, na, devenise prea bătrână pentru el. Lui îi plac astea între două vârste, 16-20. Grijă mare cu astea mici, pe Dragnea nu l-a așteptat a lui să iasă de la răcoare. Ce, crezi că o să te aștepte pe tine doar pentru că ai dinții mai buni? Începem să punem ciupercile. Tot așa te vedem pe YouTube în 5 ani cum ne gătești mâncărică de ciuperci? Tinerii noștri, copiii noștri, nepoții noștri pleacă din România pentru că nu stăpânesc o meserie foarte bine. Dar după fața așa mi-aduce aminte de genul ăla de instalator care începe cu: Aoleu, dar cine v-a lucrat aici? O să-mi ia 3 zile numai să repar după nebunul ăsta, o să coste dublu. Și zici: păi nu era tot de la firma dumneavoastră și anteriorul? Și deodată începe să transpire. Haideți, domnule, mă țineți din treabă cu acuzații, chiar n-avem nimic mai bun de făcut, de asta ne arde nouă. Să se sesizeze organele competente, ce mă întrebați pe mine? Și chiar dacă era nepotul meu, bravo lui că încearcă lucruri noi, nimeni nu s-a născut deștept. Tu speri că după niște calcule poporul o să decidă că tu ești răul cel mai mic. Dar uiți că românul de rând e destul de slab la matematică. S-ar putea să-i dea cu niște virgulă, să împartă puțin la zero și să ajungă la alt rezultat decât speri. S-ar putea să stea alegătorul cu pantalonii în vine în cabina de vot, fără hârtie igienică, cu șoseta în mână și să zică: nu, nu am să mă mânjesc de PSD pe șoseta asta bună. O să-mi trag pantalonii direct și o să ies așa, ce o fi, o fi. Și dacă nu iese pe teren ca în simulare, te mănâncă partidul ăla. Cum l-a mâncat și pe Dragnea, Ponta, Năstase și mulți, mulți alții.